evaluarea funcției tiroidiene este foarte importantă. Orice sezon, orice perioadă a anului, este bine de evaluat funcția tiroidiană, dar cu atât mai mult în sezonul rece, când tiroida este, ca să spunem așa, mult mai solicitată, trebuie să asigure termogeneza, să asigure în sezonul rece o bună funcționare a întregului organism. De aceea am gândit la un pachet care să asigure o diagnosticare precoce a patologiei tiroidiene. Acest pachet constă într-o consultație la medicul specialist endocrinolog, o ecografie a glandei tiroide și o evaluare funcțională care cuprinde două analize hormonale recoltate din sânge, TSH-ul și FT4. Cât de important este să ajungem la medicul endocrinolog din când în când? Sau când ar trebui să ajungem? Pentru că de cele mai multe ori, dacă nu ne doare ceva, amânăm vizita. Exact, dar acum lumea este mult mai sensibilă la orice simptom, orice problemă de sănătate sau dacă prezintă un membru al familiei, o patologie tiroidiană sau femeia însărcinată sau care îi dorește să rămână însărcinată, toate aceste categorii sunt îndrumate de medicul specialist sau de medicul de familie către o evaluare a funcției tiroidiene. Știu că aici aveți și un ecograf extrem de performant care vă ajută să stabiliți cu precizie diagnosticul. Bineînțeles, și această evaluare imagistică este foarte utilă în practica noastră medicală. Ne ajută să identificăm anumite modificări de structură la nivelul tiroidei, formațiuni nodulare, chistice, solide, modificări de vascularizație, de dimensiuni, evaluăm adenopatiile laterocervicale. Și de asemenea utilizăm elastografia, o metodă imagistică foarte utilă, care ne ajută să evaluăm gradul de elasticitate sau de duritate al unei formațiuni nodulare tiroidiene. Practic, reușiți ca în același timp, pe același aparat, să faceți două manevre, să le spunem, extrem de importante pentru pacient și pentru diagnosticarea unei afecțiuni endocrinologice, dacă este cazul. Exact. Și această ecografie este foarte ușor de realizat, nu doare, este non-invazivă, poate fi făcută de la copilul mic până la adult, în orice situație, la femeia gravidă, și este foarte importantă în practica noastră.